Primarul comunei Moara, Eduard Zminski, este nemulțumit că Universitatea Suceveană a rămas blocată în proiectul privind campusul universitar. De asemenea, el este sceptic că pe cele 30 de hectare se va construi ceva în viitorul apropiat. Totodată, primarul Zminski este nemulțumit de colaborarea cu Universitatea Ștefan cel Mare pe anumite domenii. Nemulțumirea mea este 30 de hectare la campus universitar, care nu se face nimic. Sunt 10 ani, 11 ani de când se ține terenul la degeaba. S-a pus pe el, poate o să deranjeze pe mulți lucrul ăsta. Dar asta este adevărul. 30 de hectare aproape de Suceaba. Îl ții și ai pus anul trecut, nu știu ce a fost. Anul ăsta n-a fost pus nimic. A fost paragine lăsat. Da, până acum se facea agricultură. Se închirea, nu știu la cine, se făcea universitatea și îl dădea și făcea o agricultură. Acum, anul ăsta nimic n-au făcut. Chiar a fost la un timp, la începutul primăverii, un an mai secetos. Nu a plouat până în vară. Da. Și erau niște cetățeni din comună, ține, acolo este iarbă, vorbește cu cineva să veargă, să-mi dea, să mă lasă pas cu ele, îi plătesc, că murea oia din foame. Da. Nu se poate. Îl ținea închis, îngădit și nu-ți dă voie. Da. Mai mult de atât cu campusul acela. S-au băgat cu gardul până în drum. Este o rețea de stâlp, mai vin 3 metri și mai vine drumul. S-au băgat gardul până în drum. Putea să facă gardul la nivelul ăla de stâlp, ca să poți face un drum lat. Ai un drum îngust, nu încap două mașini să meargă. S-au întins ei până acolo. Un master plan era frumos, dar pe hârtie. Am înțeles că ar fi acum, ar obține ceva pentru 3 cămini studențești. Cine vine să stea la Moara în cămin studențesc? Hai să fim realiști asta. Deci mai degrabă, bă, să facă o piață în gro. Hai să facem ceva. Noi, numai pentru drum, le-am făcut adresă celor de la universitate să ne dea voie să facem un drum de 7 metri. Când am început pe 7-2 programul, trebuia să unim de la intrare, de la cruce, cum se spune, să ne unim pe la ferma 4 până la pasatempo aici. Da. N-am putut ajunge până aici datorită drumului. Că ne trebuia un drum la de 7 metri. Și ne-am oprit un pic mai încolo. Am făcut adrese către universitate. Domnule, cedați-ne 2 metri din drum ca să putem face drumul, să-l asfaltăm. Și pentru voi este bine lucrul ăsta. Da. Nu se poate doar decât prin hotărâre de guvern.